moară, intră pe sânge. Salutare, prieteni, am plecat cu bucătarul să cumpărăm o oaie. Ia zi, domnul bucătar, ce preparăm astăzi? Pune acolo telefonul. O oaie. Să-i facem o surpriză lui mama. Ea nu mănâncă oaie dacă nu o va vedea, că trebuie să o pregătească, că ea nu prea suportă nici mirosul de oaie. Să vedem ce o să zică. Poți să pui acolo telefonul? Nu-l pun acolo, ia zi, domnul bucătar. Mergem după oaie să o cumpărăm, să-i facem o surpriză la doamna Anca, dar de obicei ea nu mănâncă oaie, carne de oaie, dar o să-i placă lui domnul Leo. Da. Și mie îmi place oaia mult și lui patroana. Ia uitați, mergem la 70 de km după ea. Să o luăm, nu-i așa? Păi trebuie să alimentez. Alimentăm acum la Peco. Nici n-am mai alimentat de 3 zile. Și pornim în excursie după oiță. Că dacă tot am petrecut și astea, cine mai umbla cu mașina? Da. I-am uitat și mersul la mașină. Nu avem cum să facem, pe cine să sunăm de oaie. Domnul bucătar, câți kilometri mai avem? Mai avem vreo 5 km. Da? Hai până la vedem. Stână. Ia uite ce drum. Bine că v-a băgat asfalt pe aici, om. Bun că v-a băgat asfalt. A, uite și pe Pașa, nu? Alu, Pașa. Astea sunt cu metrii tăi. Aici e cartierul de vagabonți. Ce fac vagabonții aici? Mă, fac judecată, își petrec, fac, uite și pe mari de la... Judecăți? Ăsta e de la... De la Recaș! Frații tăi, a? Da. Uite, dar frumos. Ia uite, ce a făcut aici? Auzi, vițelul omul, are vițel. Ce vițel? Câte kilograme? Câte kilograme are? Ia uite ce a făcut aici, bă, asfalt, frate, bă. Ce bine a făcut aici. Băi, eu o să opresc să-mi... Ia să, unde e? Uite aici, e un izvor. Aici, aici e un izvor. Acolo. Hai, du-te, ia-ți apoi. Unde e vițelul aici? Dar oaia nu e aici, a? Doar vițelul e aici. Doar vițelul? Stai să vedem vițelul la... Să nu te noi. Unde e? A, ăla, păi mic. Păi mic. Păi nu, mic așa zic. E frumos. Cât are? Câte luni are? 4 luni. Ce frumos e. Vreau să pun mâna pe el. Nu se urez cu taică, nu știu cât e. Bă, hai să punem mâna pe el. Nu mă lasă. Și cât e? Salutare, da. Prieteni. Am venit să luăm o oaie și un vițel. El este bucătarul al mic, e băiatul, da, la domnul bucătar. Și vă rog foarte mult să vă abonați la canalul de YouTube bucătarul lui Leo de la Strehaia Bușteanion. Da, hai. E frumos vițelul, să-l întreb pe taică. Foarte mic și frumos. Domnul bucătar, ce faci aici? De apă. Bă, și apa e bună, mă. E? Wow. Aici bea vitele apă. Vino în coasă, vezi. Arată-l apă. De aici aveau vitele apă. De unde, de aici? De aici aveau vitele apă. Și pe acolo e tot. Dacă ar fi fost și Leonardo aici cu noi. Hai că merge. Am ajuns, prieten, cu Leu, să luăm oaia. Domnul bucătar, ce temperatură avem astăzi? Ce temperatură? Da. Plus 2 grade. Bravo. Iată că vin și câinii. Și vin și câinii de până. Unde sunt oile? Trebuie să vină la noi. Uitați-le acolo. Cuțulica vine în pac. Uite aici, Leuțu. Uitați ce aer.
Vai, ce un lemn foarte. Bă, vine pe măgar călare, frate. Da, uitați cum vin oile spre noi. Trebuie să vezi cum vine, că vine mai în aproape aici și o să filmez mai bine, să vadă și telespectatorii. Să vezi aici cum vine pe măgar călare. What? Pe măgar. Acum gata, să dai jos de pe el. Păi cred că ne-a văzut pe noi cu telefoanele în mână. Hai la el acolo. Hai că mai e până ajung. Nu, ne mușcă. Dacă tu convine spre noi. Noi... Mai filma! Îți dai o cată. Hai să domnul bucătar să văd și o oaia. Uitați, prieteni, acesta este râul Motru. De aici, de la noi. Unde a venit după oaie, am găsit oaia, dar nu filmăm acum că o taie. Și nici nu e voie să spui ce îi face. O... Uitați urechin. Uitați ce frumos. Uitați urechin. Stai, mă, nu mai urla. Uitați ce frumos. Derechin. Frumos de tot, aici se face un grătar. Aici trebuia să facem grătarul cu oaia. Aici vreau să stau. Stai. Aici și mi-a dus mâncare de la Mec. Da, păi stai. Mă murdăresc, frate. Păi dacă ești că vrei. Vedeți, prieteni, ce frumos. Uite ce frumos aici. Vara, noi foarte venim tare. Aici și facem baie. Facem baie, găsim scoici, găsim pești, micuți. Foarte frumos. Și șerpi mai sunt aici. Uitați, măgărușul, uitați ce măgăruș. Vrei să omori măgarul? E și el. Uite ce frumos e. De ce să te strici de el? Ce mic e. E micuț, micuțul. Ține-l să mă sui pe el. În pot. O să-i mai greu pe măgarul. Nu dă cu mine jos. Nu, hai că stau pe poate. Sunt acolo? Nu, uite la fotograf acolo. Uite aici la poză. Prieteni, am luat oaia. Hai! Pe noi, nu mol. Și mergem acasă. Prinde-o! Asta le întoarce câinele, nu? Unde câinele? Hai, păza, păza! Hai, da, gata. Ia, dai, dai, unde câinele de la uite, una acolo rămasă singură. A rămas în pod molită. Ăla e de la, adică ai zis că are 100 de kg. Ăla e? Și câte kg are? Nu, nu îi merge. E învățat să mănânce 3 bube. Familia mare. Ce berbec? Bă, pe aici am venit noi, pe aici. Pe aici, pe aici. Face berbec, cu aia mie, am așa. Domnul bucătar, îți place oaia? Da, cum să nu. Câte kilograme are? 35 de kilograme. Bravo. Hai să dăm. Deci carcasă, 35. Să dăm cu aia pe grătar acum. Da, 35 de kilograme carcasă. Ia uite pe aici, frumos, la stână. Ne-am ajuns cu oaia acasă. Iară Cristi Marin de la Strehaia. Ați prieteni, oița. Am adus-o domnul bucătar. Toată lumea aici. Hai să spunem lui mama că am adus oaia. Oița. Mamă, am adus o oaie cadou. Ție. Doamne ferește. Ia afară, trebuie să o preparăm. Leonardo, ți-am adus o oaie. Cu ce să fac eu cu oaia? Îți place? Păi eu nu mănânc oaie. Păi cum? Păi eu nu mănânc oaie. Păi am zis că mănânci. Alex, tu mănânci oaie? Eu. Leonardo, mănânci oaie? Nu-mi place oaia. Aia, nu-mi place oaia, că el mănâncă oaie de rupe. Păi să vii după aia să pregătim să... Vino afară de la pastramă, să o băgăm pe grătar. Rămâsei în casă. Că ea mai sunt acolo niște ceaune, fac ciorbă de burtă, nu știu ce fac. Da, mi-e frig. Păi să vii să facem oaia. Păi intră frigul în mine. Păi știu, da. Și nu pot să mai ies din cameră. Leonardo!
Hai, ne vedem afară la grătar, prieteni. Gata, prieteni, pregătim oaia. Bună ziua. Să dăm cu oaia pe grătar. Uitați aici. Deci prima dată să scoate spetia. Da. Uite aici. Și ce a zis Fani în bucătare? Ce au zis? Ce au zis? Nu te pricep la nimic. Au... Așa? Ai făcut totul crud. Acum mai bine să te primitem acasă. No. Păi ce vor să le fac eu lor de mâncare? Eu fac lui Leo. Ce să le fac la Fani? Ce să le fac lor? Păi n-au gustat să vadă. Eu n-au gustat, domne. Ei nici nu știe ce e aia carne să mănâncă, domne. Ia uite aici, uite aici oaie. Domnul Leo, mulțumit de muncă ta. Uite aici. Da, mulțumit de el. Uite. Dacă el nu poate să-și facă, el e mulțumit. Îi convine orice. Păi da, nu? Ce facem, Cătălin? Pastramă, nu? Facem pastramă. Hai să arătăm la prieteni cum facem noi pastramă. De pun coastele. Aici unde e mai tare. Tragem un pic pe tocător. Luăm satârul. Și-am dat una. Și încă una. Dar mi-e frică să nu rup asta. Tocătorul. Dacă nu masa bucătare, ce faci după aia? Hai, de unde e ce? Hei, doamna Anca, culpa sau cu coastele? Mamă, ce s-au de gula lor! Ha? Cu coastele, prima dată începe. Hai! Deci tranșăm și vă vedem la prăstare. Hai! Pe ea! Dacă nu-i fac la doamna Anca, na, uite că azi îi prepar și lui Anca, carne de oaie, păi ce să-ți dau altceva, doamna? Uite aici, păi așa m-a plătit domnul Leo, du-te, cumpără oaie, fă-i lui Anca, prastamă de oaie. Uitați aici. Azi mi-a dat banii să-ți cumpăr oaie, acum nu-i bun carnea de oaie. Ia. Păi așa ăla și așa mare. Nu, că o să vină și ea frumos și facem prastamă. Uitați, fraților, ce faine le fac. O să fie puse în mujdei cu usturoi, cu piper, cu alea. Păi normal! Așa mari broase. Păi cum vrei să faci prastama, măi, femeie? Bucăți mici, așa le pui în... Da, da. Astea nu. Nu, omule, că ai să-ți arăta. Aia făi tu, ia. Nu, omule, cum? Asta-i prastama, pui tu. Ia ține. Ține ea. Avem și pe Dănuț Max aici. Cum faci tu așa ceva? Cum mănânci tu așa? Groase așa, ține mai sus. Asta nu mănâncă nici el oaie și nu-i place. Nici mie nu-mi place, dar n-ai ce să faci, trebuie să faci, să arătăm la Fani. Chiar dacă... Vezi, mâna. Nu. Păi nu, că făcut și osul. Nu se face osul, pastramă. Lasă-o. Osul nu se face pastramă, omule. Osul o faci corbă. Ce vrei tu să faci din el? Gata, lasă, ajunge. Să-ți faci o supă de... Ajunge. Oiță faci. Cât de subțire trebuie? Ce faceți voi cum ați făcut cocoșii ăia pluși toți? Așa se face? Gata, doamnă, gata, ajunge. Miroasă țapa asta, nu-i oaie. Capră. Auzi, mă, dacă nu i-am fost după oaie. Avem dovadă, am filmat-o. Trebuia să-mi aduci o mască. Nu stai cuțitul ăla. Păi dacă nu are cine bucătarul să le ascultă. Bucătarul? Mai ține o dată, să mai dau o dată. Dai, nu. Nu tăia, de aici. Trebuia să mi-a spus cuțitele, să le faci, să vii cu ele, frumos, când vin bucătarii. Vai de mine, doamne, eu n-am treabă cu dumneata cu mâncarea ma tale. Eu sunt la domnul Leo, eu îi fac lui mâncare ciobănește. El vrea mâncăruri, bucăți mari ca ciobanii, vrea să mănâncă țărănește, n-ai văzut jos, pe cărbuni, pe pilostii jos. Eu așa fac pastrama, așa. Da, bine, că încurcai cu osul ăsta. Fiți atent, asta e bucata mea pe care vreau să fac eu prastamă. Ia așa, astea bucățile. Aia rămâne crudă. Și o să vedem rezultatul cum vom pune pe grătar atunci și o să vedem cine e adevărul. Nu încep. Deci cum ia să mai arăt. Mai omule, ți arăt eu cum să faci bucătare. Cum să faci? Vede că acum urat ca tal, n-am mai. Am rumenat. Ia. Ia să vedem. Omule, domnul bucătar. Ce face, domnul? E n-au o bucată ta. Dă-mi, ascultă-mi cuțitul ăsta. Dă-i că taie. Taie, hai. Uite de aici, păi, din asta, dacă vrei să iară, nu trebuie să le iei. Care-i tu, bucătă? Mă, și de mie. Nu trebuie mie asta, cu asta fă tu aici pe da. Cum e ce să taie, mă? Tu ia taie, păi, dă-mi, lasă asta aici, la mine. Că mie îmi trebuie Saturnul și ăsta și taie tu acolo. Hai. Și ce nu arăt că sunt ea frumoasă pe ăsta? De unde? Grăsimea frumoasă aia. Auzi, că sunt bună, de-aia s-a făcut ea grăsimea frumoasă. Aia e grăsimea dulce. De-aia Aici e cotlet. Vă dați
seama dacă e nevasta bucatarului că mănâncă. Mănâncă toate pregătirile. S-o cunoască toată lumea pe stradă că e, nu? Să știe că e. Ia să vedem. Ia ține dacă tu vezi. Stai. Că-ți place oaia. Cum să nu-mi place? O să facă bucăți mici și o să vedeți rezultatul. Uite aici. Fășinte. Mici așa, mici, dar le fac frumoase așa. Întorci. Și încă o bătă. Uite, unii mai e groasă, mai spargem așa un pic. Eu vreau de vițel să fie avut acum. Are omul ăla, de-am fost un vițel. Are omul ăla, dar nu am bani, degeaba mai spui. Eu unde să-mi cumpăr? Vrei să cumperi și un vițel? Mă duc să cumpăr un vițel acum. Era bine să faci și tu. Acum eu, să-mi aduc bucătar. Da. Dar știe domnul Leo că veni să pregătești aici pe pentru doamna Anca? Păi tu aia mai tași, mai nu mai clămpăni. Nu știe, nu știe el, că nu lăsa bucătarul să pregătească pentru Anca. Păi și dacă strigă cu el? Dacă strigă, spune-mi că are treabă, nu? Concediu, de direct. Dar tu ce-i faci bucătărie? Numai grătare, numai... Numai cu grăsimi, cu cârnați, cu nebunii, cu eftii de asta, ce vrea el. Nu are pretenție. Nu-i faci și tu o salată, o altceva. Nu-i place, nu mănâncă el salată. Se vedeți rețetele bucătarului, se numește bucătarului Leo de la Străia Buștean Ion pe YouTube. Să vedeți toate rețetele. Orice toate mâncărurile, nebuniile. Ia mai spune. Trebuie să facem usturoi, cu piper, să băgăm condimente ca să ia mirosul ăsta. Păi trebuie de oaie. Pregătită. Să ia mirosul ăsta, să nu mai miroase, no. Mamă, cu ce mă spăl eu pe mâine? Da, că miroase frumos. Trebuia să-mi pun și eu carimuna de mânuș și masca uite, la gură. Uite, și eu miros aia și nu-mi place. Și eu, ia uite ce uite, mișto. Uite, și ia mai uite. Groasă, și mai groasă, făcui. Pastramă. Vrei, vrei, subțire. Așa, cu grăsime pe ea, frumos. Ia pe ăsta, scoate deci dacă vrei, după ăsta. Bă, ce coteletele astea vreau să le scoatem. Cred că îți faci o ciorbă. Îți faci o ciorbiță, Andră. Nu știu că fac ciorbiță. După revelion, după băut, merge. Nu, uite așa, nu. Lasă-mi să știu eu cum trebuie scos cotelele. Ce vă las cu sumei, Sirin? Nu ne bucătă, nu ne bucătă. O, domnul bucătar. Cum e? Și fă-le așa, feliuțe. Vezi cum știe să pregătească bucătarul. De-aia ține leu la el. Fii atent. Așa. Dacă nu l-au tot tu. Câte una. Gata, gata. Cine să l-au dat? Așa. Păi ce cotlete mici? Așa, micuțe. Os. A, rupem asta. N-are rău. Dar trebuie o bucură, domnul. Nu te vede, păi cum faci tu cu asta? Așa, îl pui pe grătar, așa. Așa mici? Așa. Poate vedea bucătarul, să-l pună o butură. Trebuia să lași cu asta, dar lasă că merge și așa. Trebuia cu coastă. Afară. N-are nimic acum. Butura, nu pe masă, că să nu pe masă. Lasă că merge. Ce facem? Dă-i. Să vezi tu comentarii de la Fania acum, că ai distrus masa. N-are nimic. Nu pe masă, a? Da. Hai afară, butură mai bine. Vezi să las carne pe os. Da. Mai lasă-ne și nouă, să facem și noi o ciorbă bună. Va ajunge asta. Gata, lasă ăsta. Domn bucătar, iei și tu ăsta, porția asta, o iei acasă. Asta e, nu știu, oase, nu știu, doamna, că asta îmi trebuie mie acasă. Bag la topit, fac jumări. Ia-l. Cu și așa vreau să mâncă, să nu mai rămână pe aici. Bă, n-a fost așa mare oaia, nu? Nu. Mâncă toată oaia. Să nu mai rămână, să mai fac și mâine, să mi-i las să fac furiile. Poate îi tăi mâna. Mai. Trebuie să-ți spunem mâna în unighean, să preparăm cu usturoi. Ce faci mătării de acolo? Les mult. Vrea să învață rețeta lui. Bă, grăsimea mea am pus-o pe grătar, te-ai simul gros armat. A, mănâncă Leo tot. Ce ai făcut acum? Mă duc neapărat să-mi iau o bucată de acolo. Mă duc eu și mă uit. Nu mai du-te și uite-te că Leo tot mănâncă. Prietene, hai că revenim când preparăm pastrama. Ia uitați cotletele. E oiță. Păi da. La pastrama. Opa. Și acum ce bagi în ea? Preparăm acum. Să arătăm cum o prepari. Aia e bună, coada aia grasă. Ia uite, grăsime. Nu tai, nu tai. Păi trebuia tocată, las-o pe tocător să o mai preparăm aia. Nu, așa. Păi nu, mai mică trebuie. Nu,
așa. Ce-a lăsat omul la mie? Iau. Să mai faci. Aia e bombă. Nu se face. Firul ăla așa. Pe ăla vreau să-l mănânc. E prea gros. Păi nu tăi jos de pe ea. Bucătorul ăsta nu mă așa groasă le face. Mi l-a dat mie bucătăra acum. Trebuie să le dau jos. Păi dă-le, dă-le. Păi când o vedea că am jumulit așa cu coada asta. Lasă-o. Nu-i convine. Uite așa bucățile alea cu grăsime. Alea, da. Și asta nu dai cu ingă. Uite ce s-a făcut la coadă. Na. Ce-a făcut la coadă? Na. Tăiat cu toată, na. Na. Păi ce-a făcut? Na. Bă, aveam de gând să fac cu varză. Cu varză? Da, varză acră. Să vezi. Oaie cu varză. Da. Să faci și oaie cu varză. Hai mă, domnul bucătar. Cum să faci așa ceva? Vino cu oaie. Haide, păi ce băgăm aici? Dar să pună și eu ulei, să-mi pregătesc aici. Pof, ai luat ăsta? Aaa, trebuie să cureți usturoi? Cum fac ei, repede, haide. Hai că punem pauză până cureți. Dragi prieteni, curățăm usturoiul pentru pastramă. Uite, saci, să fie cu noi. Toate mă! Ce-ați cu oaia asta nu pot să-mi arăge nici bagicul, că nu pot să pun mâinile să-mi iei oaie. Că miroasă oița. Bucătanul, gata, te-ai mutat la noi? Ce faci, domnul bucătar? Bă, s-a supărat domnul Leon, ai văzut ce mi-a zis? Ce-a zis? Că de ce nu stau cu el să-i pregătesc acolo, alea. A zis să stai la noi? Da. Salariul gata, alea. Nu mai. Și așa nu îți dăgea nici în salariul. Ce-a întâmplă, mică, e tipa? Vrea doar să-i pregătești când tăia ție. Cu tăia ție ușa aici, că bucătarul nu trebuie să fie stresat când taie astea. Da, mă luați să stai mâna ceva, doamne. S-a supărat Leo, auzi că de ce vi s-au ajuns pe Anca. Domnul Leo. Da. Gata. De ce ai pus acolo în preparatul la pastramă? Varză. Nu, ce e acolo în castron? Ai luat tatia bucătă. Păi explică la oameni ce ai pus pe pastramă. Am pus, dacă tu nu ai pus aici. Am pus piper boabe, piper măcinat, vegeta, ca de obicei. Am băgat usturoiul, piperul, stai să mai iau tot ce trebuie peste ea. Să nu ținea de la coșa. Și o băgăm la grătar. Stai să o mesticăm să ia sare. Are vegetă, are sare destulă, nu? Ce mi-e drag să o amestec așa frumos. Ha? Iau ce fire grase. Ce mi-e drag de ea. Eu nu mai pot. Uite. Arată bine. E mult de dragul ei. Prieteni, deci cam asta e rețeta. Cumpărați o oaie, mai o tranșați. Trebuie să trimit pe cineva să mai ia. Puneți sare, usturoi, piper, o amestecați și aruncați cu ea pe grătar. Aruncați, așa, cu ligheanul. Și aia e. Așa. Să vedeți bunătatea de pastramă. Trebuie să luăm foi de dafin. N-ai foi de dafin, că mai vă doamna. Păi nu cred că mai, le-am terminat de anul nou de Crăciun, cât să-l țină. Mai caut în știa, vezi, e acolo. Să vede, în dulap sus. Nu mai e. Te vine și lumina care așteaptă pastrama. Da, abia aștept. Ce facem cu oasele și ciorbică? De ciorbă, patroana se ocupă de alea. Le pune mai să și le ia. Prieteni, cam atât cu rețeta cine de oaie. Cine vrea să facă ciorbă să-și facă. Cam atât cu rețeta de oaie, că și așa e filmarea prea lungă. Îți pun și iata. Cum a fost să ia oaia, pune-le. A, merge și ne vedem mai târziu, avem un subiect bombă pentru voi. Bombă cu tot nimeni. Să vedeți ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat, mă, nebunie la strehaia, aia sunt nebun toți, dragi prieteni, au luat o randa de la corona. Li s-a suit corona la cap. Hai, vă pupăm și vă mulțumim. Vă mulțumim mult de tot, pa!